Binecuvântat să fie cel care s-a născut la Betleem, a crescut, a trăit o viață fără păcat și a dat viața pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Permiteți-mi în această seară să vă doresc un an nou binecuvântat de Domnul Iisus și mai mult decât atât, să vă doresc vouă tinerilor și fraților și surorilor să fiți tineri noi, să fim oameni noi, în noul an în care Dumnezeu ne-a îndrăznit să pășim. Pentru că Dumnezeu are gânduri pentru fiecare dintre noi și gândurile Lui sunt gânduri frumoase pentru noi. În Ieremia, capitolul 29, Dumnezeu ne prezintă ce gânduri are pentru tineri, pentru frați și pentru surori. Aici spune că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace. Nu de tulburare, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinși de războști de război, slăvit să fie numele Domnului. Totodată aș vrea să fim în alertă, pentru că și cel rău are gânduri pentru tine, pentru copiii noștri, pentru noi, pentru frați și pentru surori. Cel rău nu are de gând să elibereze pe prinși de război, ci are de gând să facă cât mai mulți tineri robi ai diferitelor stricăciuni care se dă lumea aceasta. Are de gând să înjunghie, să fure pacea, să fure, să înjunghie și să propădească până la distrugerea completă. Nu se va opri decât acolo. Iar Domnul Iisus a venit să spună în Ioan, capitolul 10 cu 10, a venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Aceasta dorește pentru fiecare dintre noi și aceasta doresc ca Dumnezeu să ne dea în anul 2020, să vii să fie numele Domnului. Fratele Iosif Anca, un frate pe care îl respect mult, chiar dacă nu l-am cunoscut niciodată personal, l-am văzut odată când a venit în Brașov să viziteze biserica noastră, spunea că tinerii i-a comparat pe tineri cu ultimul model de mașini care circulă pe aceleași drumuri și după aceleași reguli de circulație ca bătrânii. Într-adevăr, suntem împreună în aceeași călătorie și avem aceleași reguli pe care trebuie să le respectăm dacă vrem să ajungem sus în ceruri. Spunea Eclesiastul 11:9, bucură-te tinere în tinereța ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute uichilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ferice de cei fără prihană, Psalmul 119, în calea lor, care umblă întotdeauna după legea Domnului. Fericirea este un lucru pe care îl dorim ca și tineri, îl dorim ca și adulți, îl dorim ca și bătrâni. Și cuvântul Domnului ne avertizează că fericirea aceasta este circulă pe drumurile trasate de Dumnezeu. Și acestea sunt stabile, drepte și adevărate chiar și atunci când societatea schimbă legile de circulație și de funcționare cu legi care duc la accidente genetice, accidente morale, dependențe groaznice și timp distrus pe nimicuri. Ferice de cei fără prihană în calea lor care umblă întotdeauna după legea Domnului. Fericirea pe care o dorim ca tineri, ca oameni, nu va fi niciodată găsită în deșertăciunea chefurilor, a petrecerilor, în timpul risipit pe mijloacele de socializare, în dependența de vizualizare în media, ce este rânduită pentru cei ce îl caută pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui. Aceasta este legea care a fost de atunci și este și acum și va fi întotdeauna valabilă. Dar atenție, dacă ne uităm în versetul 2, spune aici, care îl caută din toată inima lor. Și aș vrea să ne cercetăm pe noi înșine să vedem care este prioritatea noastră, cui acordăm noi toată inima, în ce direcție se îndreaptă timpul nostru mai mult pentru alte direcții sau pentru Dumnezeu.
Și să luăm o decizie în noi înșine, să ne decidem pentru El în anul acesta. Dumnezeu ne dă harul să ne ierte. Ne dă harul să o luăm de la început. Ne dă harul să începem un an nou și o viață nouă. Haideți să ne decidem pentru El în noul an, cu toată inima. Pentru că vrem să fim fericiți. Celelalte sunt doar gunoaie și goană după vânt. Tot în Psalmul 119, dacă dăm două pagini la versetul 105, cuvântul Domnului ne spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. În anul acesta avem nevoie ca cuvântul lui Dumnezeu să fie lumină și candelă pentru noi. Și cuvântul Domnului este asemănat cu o lumină. Și tot în Psalmul 119 ne spune ce face lumina asta în viața noastră. Psalmul 119 cu versetul 130 spune că descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere, dar cu o condiție, celor fără răutate. De ce cuvântul Domnului este asemănat cu lumină? Ce face lumina pentru a înțelege ce face cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră? Am găsit câteva elemente pe care lumina le face. Și aș vrea să le vedem împreună. Pentru că aceleași elemente le face și cuvântul lui Dumnezeu și încă mult mai multe decât acestea. Dacă vă amintiți, viața este susținută și nu s-ar putea să se facă pe pământ terestru fără lumină. Plantele supraviețuiesc printr-un proces pe care copiii îl învață la școală și noi l-am învățat, dar poate că l-am uitat, care se cheamă fotosinteză. Fotosinteză, adică Dumnezeu a îngăduit să vină dioxidul de carbon împreună cu apa și cu substanțele minerale, dar toate aceste elemente moarte nu dau viață și nu fac nimic. E nevoie de lumina care se bată pe frunză și atunci se întâmplă miracolul. Se generează substanțe organice, glucoză, oxigen și așa se poate susține viața. Cu lumina. Cuvântul lui Dumnezeu e cel care ne poate ajuta să avem cu adevărat viață. Să-L căutăm. Lumina încălzește. Este o sursă de căldură. Am citit despre o doamnă, o vânzătoare care își vedea și vindea fructe și nu prea avea clienți și pentru că nu avea clienți, lua Biblia și citea. Și un om a întrebat-o: în ce carte citiți dumneavoastră? Și ea a spus: în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar deci de unde știi că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu? Cine v-a povestit? Femeia a spus în dilemă și a răspuns: ea însuși spune. Dar cum așa? A vorbit Dumnezeu cu dumneavoastră? Văzătoarea a rămas un pic pe gânduri și văzându-se pusă dilema că trebuie să dovedească că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu, a arătat spre soare și a spus: Domnule, puteți să-mi dovediți că acesta este soarele? Și omul i-a zis: bineînțeles că doar îmi dă și căldură și lumină. Foarte bine, dovada mea este că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu pentru că ea îmi dă căldură și lumină lăuntrică. Slăvit să fie numele Domnului. Lumina este un element esențial pentru a putea face examene medicale, evaluări diferite. Fără lumină nu putem să ne verificăm nici măcar lista noastră de cumpărături pentru a vedea ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem. Lumina este un element esențial pentru evitarea catastrofelor navale, aeronautice, pentru că se pune ca un semnal pe clădiri și avioanele sunt avertizate să, dacă cumva au greșit traiectoria, să nu se izbească de o clădire. Farurile acelea sunt puse pe malul mării pentru ca navele să vină și să aibă un mijloc de salvare, să știe să nu se izbească de mar. Lumina este un medicament pe care oamenii și doctorii îl folosesc în perioada aceasta rece, pentru că mulți din oameni în Quebec și în țările nordice trec printr-un sindrom de tristețe care se cheamă depresiune sezonieră, din lipsă de lumină. Atunci când lipsește lumina, unii oameni au tendința să devină triști și nu știu de unde. Și atunci doctorii recomandă la unii oameni să-și pună o lampă
care să facă o lumină puternică. Pentru că, într-adevăr, dacă este să vedeți lumina de la becurile noastre de zi cu zi, calculată în intensitatea luminii pe care o dau maxim 50 la 100 de luci. Iar lumina dintr-o zi de vară pe care Dumnezeu a creat-o, dă 10.000 de luci. Vă dați seama ce diferență. Și atunci noi, când nu avem lumina aceasta, simțim o anumită lipsă. Și lampele care se recomandă pentru cei care trec prin acest simptom, sunt făcute să aibă 10.000 de luci. Lumina este o sursă de energie și de putere. Ați văzut că lumina, transformată în curent electric, poate să pună în mișcare mașini, poate să pună în mișcare motoare, poate să pună în mișcare utilaje, poate să pună în mișcare calculatoare super inteligente. La fel, lumina Cuvântului Dumnezeu, dacă este activată de prezența Duhului Sfânt înăuntru nostru, poate să ne pună în mișcare, să mergem în direcția care Dumnezeu vrea. Și Dumnezeu să ne ajute în anul acesta. Lumina este un mijloc prin care se poate pune în evidență prezența murdăriei. Dar ce bine că putem face așa. Dacă n-am avea acasă nicio lumină, ci sunt unele case aici în Quebec, care n-ai decât o lumină dacă pui o lampă în colț. Și rest nu avem, ca în România, aveam becuri peste tot. Dar în anumite zone aici în Quebec, așa au gândit oamenii, lumina este doar într-un colț. Și dacă s-ar arzi becul, nu vezi nimic. Și atunci nu vezi că este praf pe mobilier, nu vezi că este mizerie pe jos, nu vezi că sunt obstacole și ca și te împiedici. La fel, Cuvântul lui Dumnezeu este pus să ne atragă atenția, să ne alerteze că este ceva încă murdar care mai trebuie curățit. Este un obstacol care ne stă în față și dacă nu suntem atenți, putem să cădem și să ne distrugem viața. Lumina este de multe ori un simbol al revelației divine, a prezenței divine. De multe ori a fost cazul în care și eu am putut să fiu martor când unul din frații mei a fost vindecat. Persoana care a fost folosită de Dumnezeu ca să fie vindecat, fratele meu mai mic, a văzut în momentul rugăciunii o lumină care s-a coborât de sus din cer și a venit până deasupra la frățiorul meu care era bebeluș atunci. Și a știut că Dumnezeu îl vindecă. Apostolul Pavel, atunci când se ducea să persecute pe creștini, ei s-a ieșit în față o lumină. Domnul Iisus Hristos s-a descoperit printr-o lumină puternică care i-a luat lumina ochilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Iisus Hristos, El este lumina de care avem nevoie fiecare dintre noi. El spunea în Ioan 8:12, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Și nu în ultimul rând, luminile noi suntem chemați să fim lumină. Pe lângă toate simbolurile luminii, Dumnezeu ne cere și spune, atenție, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Nu te ascunde la școală că ești creștin, de frică că o să te părăscă, sau de frică că o să râdă de tine colegii, sau de frică de... Aduți aminte că Domnul Iisus spunea că dacă vă rușinați de mine, și eu mă voi rușina de voi înaintea Tatălui. Dumnezeu ne cere să fim lumină la locurile de muncă, prin vorbirea noastră, prin trăirea noastră, prin curitatea noastră, prin comportamentul nostru, prin modul în care ne îmbrăcăm, prin modul în care ne prezentăm, să reflectăm o lumină, dar sfântă. Lăudați să fie numele Domnului. Pentru că, într-adevăr, ca să poți să fii lumină și să degași lumină, sunt anumite condiții. Trebuie să fii lipit de sursă de lumină. Ați văzut? Ca să poți avea lumină, trebuie să bași trebuie să bagi în priză. Îmi scapă cuvântul acum. Să poată să treacă cu lumina. Și atunci, Domnul Iisus spune, atenție, ca să poți să luminezi. Spunea în Ioan 15:5, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Să rămânem în El. Să fie un an în care ne decidem pentru Dumnezeu. Și mai mult, să fie un an în care decidem și cerem lui Dumnezeu putere ca El să vină în noi prin Duhul Sfânt. Pentru ca să activeze în noi puterea aceea de luminare pe care o dorește și în 2020. Slăvit să fie Dumnezeu. Versetul 3. Ferice de cei care nu se rușesc nicio nelegire și umblă în căile Lui.
Ținta noastră este cerul, ținta noastră e curăția, fără pată, fără zbârcitură. Impuritățile, păcatul de pe geamul inimii împiedică efectele binefăcătoare ale luminii. Și de aceea, haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să eliminăm orice impuritate care împiedică pătrunderea luminii în viața noastră. Și să nu uităm că nu putem să facem singuri. Oricât de mult ne-am decide că anul ăsta să fiu mai sfânt, anul acesta să fiu mai curat, anul acesta vreau să nu mai fac ce am făcut rău înainte. Să nu uităm că nu putem fără ajutorul Lui. Spunea cuvântul Domnului Evreu cu 12. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Psalmul 119 cu 9. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Îndreptându-se, asta înseamnă că acest cuvânt este un etalon de măsură. Adică, ce vreau să spun? Cei mai mulți din băieți au lucrat în construcții. Și în construcții folosim un boloboc. Ați văzut boloboc? În alte zone ale țării spune cumpăna. În alte zone ale țării românești vei spune dreptar. Și alții spun boloboc. Acest boloboc și acest element de măsură îl pui ca să poți să vezi dacă lucrarea pe care o faci e dreaptă sau e strâmbă. Cuvântul Domnului ne spune că trebuie să ne îndreptăm după acest element de măsură, ca să vedem dacă viața noastră este corectă, dacă îi place lui Dumnezeu. Se zice că Noul Testament, toate cărțile lui sunt unite împreună într-un canon. Un cuvânt greu de înțeles pentru cei mai mulți din român. Canonul tradus la origine înseamnă trestie, prăjină de măsură și în uzanță creștină, spunea autorul în manualul biblic, înseamnă regula scrisă de credință. Regula prin care Dumnezeu ne învață că trebuie să avem o linie. O linie care ne tracem pentru noi. O linie în vorbirea noastră. O linie în comportarea noastră. O linie de standard în tot ce sunt în noi. Interior și exterior. Slăvit să fie numărul Domnului. Dreptatea învățăturii sănătoase, aceasta este cuvântul Domnului, pe care l-ai auzit de la mine, ține-l. Și acum ne spune în ce condiții trebuie ținut. Acest boloboc, ați văzut că nu lucrează nimeni la minus 30 de grade, pară. În construcții rar se întâmplă. Am mai fost când am venit în Canada, mă ieșeam la minus 20 și ceva, dar nu rezistam prea mult, să încercăm să punem geamuri. Am fost și eu câteva zile la lucru atunci și nu rezist foarte mult. Trebuie să ai anumite condiții de lucru. La fel și cuvântul Domnului ne spune că acest etalon de măsură, acest element suprem de măsură pentru viața noastră, trebuie ținut într-un anumit mod. Și spune 2 Timotei 1 cu 13, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. El ne arată ce e drept și ce nu e drept. El ne arată și ne avertizează că Dumnezeu vrea în anul acesta să fim mai uniți, mai aproape de El. Și totodată tot cuvântul Domnului ne avertizează că în anul acesta, dacă poate, diavolul vrea să distrugă relațiile între părinți și copii. Să distrugă relațiile între frați și surori, părtășia în biserică. Să distrugă dorința de a trăi sfânt și curat. Să ne prindă cu tot felul de legături. Și cuvântul Domnului ne avertizează, atenție! Dumnezeu ne cheamă să fim fericiți. Și ca să fim fericiți, trebuie să respectăm această linie de demarcație și standardul care este cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta nu este opțională. Este obligatoriu. De exemplu, ca să poți să fii fericit în viață, toți copiii și tinerii știu că trebuie să fii ascultător și să cinstești pe părinții, să-i respecti. Oricine știe. Nu știu dacă e vreun tânăr care vrea să încerce să facă pe invers și să vadă cât de nefericit o să fie. Au fost unii. Și le plâng de milă. Pocăința, iarăși, un etalon care este din cuvântul Domnului, nu este ceva opțional, dacă vrei sau nu vrei. Cuvântul Domnului ne zice în Fapte 17 că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Că vrei să știi sau nu vrei să știi, Dumnezeu te avertizează că îți poruncește să te pocăiești. Pentru că dacă nu, a rânduit o zi în care vei fi judecat și atunci nu vei scăpa. Pentru că salvarea este doar în Domnul Dumnezeu. Și o să închei cu ultimul idee. Am ajuns la jumătatea materialului pe care îl pregăsim pentru seara aceasta.
Dar în versetul 10 și 11 spune: Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De ce de multe ori suntem biruiți de ispite, de pofte, de lucruri rele, de dependențe rele? Pentru că nu facem timp să strângem acest cuvânt în inima noastră. Cuvântul Domnului ne avertizează. Atenție! Proverbe 22:6. Învață pe copil, învață pe tânăr, am putea să completăm, pentru că e valabil și pentru copii și pentru noi. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dacă nu învățăm calea aceasta, și așa cum am spus, nu este ceva opțional. Dacă vrem să fim salvați, vrem să fim fericiți în viață, calea aceasta este obligatorie, este mandatorie, este imperativă pentru noi. Cuvântul Domnului spune, El însuși, cuvântul care este lumina lumii și care este salvatorul nostru, a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acest nimeni elimină toate religiile, toate posibilitățile omenești de a încerca să fim neprihăniți și sfinți înaintea lui Dumnezeu, decât prin El însuși, prin Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Cuvântul Domnului ne ajută să putem să ne aliniem și ne ajută să putem deosebi falsul de original. Pentru că sunt atât de multe rădăcini care vor să schimbe mintea copiilor noștri. Așa cum se știe, guvernul Quebecului plătește bani grei ca să se facă spălarea creierului copiilor noștri. Am fost la colegiu aici și eu. Și știu, profesoara noastră de filozofie ne spunea și v-am spus asta acum câțiva ani. Spunea, de fapt, ce se întâmplă. Că guvernul plătește și filozofia în 3 ani este un program plătit de guvern ca să li se pună copiilor și tinerilor niște ochelari. Și atunci când îți spune toată lumea vede ochelari verzi, peste tot se vede numai verde. Și atunci este un proces deosebit care să facă pe copii să-i schimbe, să-i întoarcă de la Dumnezeu, să-i întoarcă de la adevăratele valori. Un proces prin care diavolul vrea să ne distrugă, să ne ia valoarea noastră ca oameni și să ne facă să gândim că suntem niște animale, că nu mai suntem bărbați și femei, că suntem pierduți în spațiu, că nu mai avem nicio valoare, nicio identitate. Asta vrea acum diavolul să-și bată joc de noi și să plătește de la linie de guvern. Iar cuvântul Domnului ne spune, dacă vreți să nu vă rătăciți și să nu fiți prinși cu toate curenturile astea care bat, cuvântul Domnului trebuie să fie la baza vieții noastre și puterea lui Dumnezeu. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Aș vrea anul acesta să fie un an în care ne decidem să strângem cuvântul Domnului în inima noastră. Amin. Pentru a putea face față la tot ceea ce vine. Veți vedea câte stricăciuni sunt puse la cale de guvernul acesta care a câștigat anul acesta pentru 2020. Legea pentru eutanazie, ce vor să completeze acum? O să vă îngroziți ceea ce au în vedere. Și ce ușor se prezintă toate lucrurile, încât să pară că o faci din milă și nu o faci din răutate și din lipsă de știință. Dar vreau să închei dorind să luăm în inima noastră decizia în anul 2020 să fie un an în care dacă până acum n-am căutat pe Dumnezeu 100%, îmi spune aici ferice de cei care îl caută din toată inima lor. Să luăm decizia să-l căutăm pe El. Să ne dăm seama, să ne deschidă ochii că toate căutările noastre, toate dorințele noastre de a ne pierde timpul cu navigări pe toate direcțiile, științifice și neștiințifice, morale și imorale. Toate lucrurile acestea ne fac să ne pierdem timpul și inima noastră nu mai are cum să caute pe Dumnezeu. Și nu mai are cum să o caute așa cum El vrea pentru ca să fim fericiți și împliniți. Ca tine, ca frați și sorori. Să fiu un an în care decine, Doamne, vreau să stau în cuvântul Tău. Și te rog un temă de prezența Ta, să pot sta în picioare. Indiferent ce va aduce anul 2020. Amin. Amin. Fratele Daniel vorbea aici de lumină și mi-a adus aminte de o cântare frumoasă. Este adevărată, este veche. Și mai am auzit-o pe aici, pe acolo, pe la sora mea, cred că am mai auzit-o cântând această cântare, care spunea lumina ce din veșnicii. Ai tot aprins sute și mii în gând cu luminițe vii pământul. Că aceste luminițe vii suntem noi. Ar trebui să fim noi să luminăm în întunericul acestei lumi. Amin. Amin.
Vom să ne ridicăm în picioare, dragii mei, și aș vrea ca în această rugăciune să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, să mulțumim pentru binecuvântările de care am avut parte, apoi aș vrea să încredințăm, așa cum am spus, în mâna Domnului pe sora Natalia, care se va întoarce în România, zic ca Dumnezeu să o păzească, să o plătească, avionul cu care se va duce și, așa cum am spus, o păzească la plecare, la ședere și la întoarcere. Apoi să ne rugăm pentru fratele Iulian Andone și soția care a fost printre noi în ultima vreme aici de sărbători, care se vor întoarce în Vancouver, Dumnezeu să-i păzească, să-i oprotească și să vegheze și asupra lor. Apoi să nu uităm să ne rugăm, am primit un bilet aici, o informație, joia ce vine, în data de 9 ianuarie, fratele Jacul va intra la operație. Să ne rugăm ca Dumnezeu să își pună mâna acolo. Amin. Am înțeles că este o problemă în care oamenii cred că este peste înțelepciunea omenească. Dar ei, oamenii, bineînțeles, vor încerca pentru că așa este medicina. Dar să ne rugăm ca Dumnezeu să-și pună mâna acolo peste mâinile lor. Amin. Și să le dea izbăvire. Amin. Dumnezeu să-i dea sănătate, să-i dea viață fratelui Jahul și soției lui și copilor și bisericii de acolo, Dumnezeu să-i binecuvinteze în momentele prin care trec. Amin? Amin. Apoi să ne încredințăm în mâna Domnului, pe noi, familiile noastre, în săptămâna în care am intrat, și toți cei care stăm în post în săptămâna în care vine, zic Dumnezeu, să ne dea izbândă în toate acestea. Amin. Amin. Așa cum stăm în picioare, să ne rugăm Domnului.